iubiți frați, iubite surori, dragi tineri, vă invit să vă ridicați în picioare. Pentru după masa aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să citesc un cuvânt care se găsește în Marcu, capitolul 2, pagina 963. Marcu, capitolul 2, pagina 963. Dau citire de la 1 la 12 inclusiv. Dacă ați găsit, vom începe citirea de la versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, a coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne sau mai ușor? A zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reașezați. Dragii mei, așa cum toți frații spun, e o perioadă de vacanță, deși majoritatea dintre noi care suntem aici muncim. Și chiar dacă, poate, mă gândeam și chiar vorbeam și cu soția, zic, după masa vom fi mai puțini, mai obosiți și m-am gândit să aduc un mesaj mai ușor, mai simplu, dar care îmi doresc de asemenea să fie cu un impact. Dragii mei, eu cred că deja la timpul de rugăciune Dumnezeu ne-a vorbit prin frații care au fost. Dumnezeu ne-a vorbit prin cântare și trag nădejde, dragii mei, că Dumnezeu ne va vorbi și prin cuvânt. Și pentru asta vă rog să vă rugați acolo în taină, îi spunem la Luce, aici mai râdeam, că m-a întrebat dacă s-a obosit. M-am trezit la 5 de dimineață și sunt și înaintea dumneavoastră, îs obosit de adevărat. Dar știu că și dumneavoastră sunteți obosiți, dar noi știm ceva, așa cum spunea fratele Vitican, Domnul vine, dragii mei. Și nu numai atâta, noi știm că în vremurile din urmă avem niște promisiuni, că Dumnezeu în vremurile din urmă, dragii mei, va turna din Duhul Lui peste orice făptură. Fiii noștri, fiicele noastre vor proroci, bătrânii vor avea vise, dar, dragii mei, dincolo de toate lucrarea asta, știți ce mi-am dat seama? Că în vremea sfârșitului, Dumnezeu promite o înviorare a bisericii și zic, Doamne, fă-o în după masa asta. Duhul lui Dumnezeu să ne învioreze, dragii mei. N-am venit aici nici să vă plictisim, nici să vă duc o povară prin cuvântul lui Dumnezeu, ci am venit, dragii mei, înaintea dumneavoastră să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spunea Amat, de fiecare dată când venim aici, sunt total de acord cu el, fie ne împietrim, fie ne zidim sufletește și zic, Doamne, milă de noi. Dragii mei, am adus înaintea dumneavoastră acest pasaj biblic. Garantat că fiecare dintre dumneavoastră ați auzit predici, l-ați citit și un pasaj foarte bine cunoscut și l-am ales, cred că Dumnezeu mi-a pus în minte lucrul ăsta să-l aleg, pentru că, dragii mei, mi-am dat seama de un aspect, foarte, foarte important. Dacă veți citi cu atenție capitolul 2 și capitolul 3 din Faptele Apostolilor, veți vedea că în cele două capitole, Domnul Iisus Hristos trimite o scrisoare celor 7 biserici din Turcia, din ziua de azi, cu cât e un mesaj. Și interesant, dragii mei, că dacă veți fi atenți la citirea Bibliei, veți vedea că la fiecare biserică din capitolele 2 și 3 din Apocalipsa spune cam așa, știu.
Și spunea Dumnezeu acolo, știu faptele tale, răbdarea ta, credința ta, unora îi spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnia diavolului, altuia îi spune, știu că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi în clocot. Știți ce mi-am dat seama, dragii mei? Că de multe ori Dumnezeu își rezervă dreptul să trimită o scrisoare bisericilor și să readucă aminte bisericilor. Deși mă întrebam de ce, că El știe, că El știe povara lor, spunea bisericii, știu sărăcia ta, dar totuși ești bogat. Și interesant, dragii mei, că Dumnezeu le readuce de aminte bisericilor că El știe. Cu alte cuvinte, spunea bisericilor celor șapte și ne spune nouă că au un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, care vede toate lucrurile, care știe când e slab, când ești neputincios, când ești prigonit, că El știe când e singur, că El vede durerea ta, că El vede necazul tău, că El vede încercarea ta, că El știe când nu mai poți, că El știe când diavolul te va trimite în temniță timp de 10 zile, cum spunea bisericii din Sardes, pardon, bisericii din Pergam. Și atunci, dragii mei, îmi dau seama că Dumnezeul care El se prezintă bisericii e un Dumnezeu atot cunoscător. Un Dumnezeu care știe. Și după masa asta m-am întrebat, oare ar mai trebui să vă mai spun în biserică că avem un Dumnezeu care știe, care vede, care cunoaște? Și mi-am pus întrebarea de ce Dumnezeu ține cont de lucrul ăsta și transmite unor biserici tot mai lucrul ăsta. Și răspunsul care l-am primit din partea lui Dumnezeu a fost cam așa. Dragii mei, oamenii aceștia, biserica primară și bisericile după aceea din cartea Apocalipsei, au fost oameni înrădăcinați în cuvânt. Au fost oameni, mulți dintre ei scoși din lume, chemați de Dumnezeu la mântuire, oameni care li s-au dat o slujbă, dar oameni care odată cu trecerea timpului aveau tendința să uite. Aveau tendința să uite, apropo de ce spunea Amat. Și, dragii mei, oare noi avem tendința să uităm? Dar ce să uităm? Ce mi-am dat seama, dragii mei? Mi-am dat seama că atunci când am venit din lume, fiecare cântare avea impact asupra vieții mele. Fiecare predică, mi-aduc de aminte, eram acolo lângă cort inglez. Ascultați-mă, predica fratele Viorel, nu era predică în care să nu plâng. Nu era predică, oameni buni. Plângeam înaintea lui Dumnezeu. La fel ca în biserica în Apocalipsa. Trece timpul. Și Gabi, care l-a scos Dumnezeu din discoteci și din cluburi de noapte și din mizeria în care se lăfăia, a ajuns să fie în biserică. Și a ajuns să cunoască un pic și el Biblia. Au ajuns să se roage, au ajuns să mai dea când îndemn, au ajuns să predice. Și-au ajuns Gabi, dar puneți-vă numele dumneavoastră, să uite de unde l-a scos Dumnezeu. Să uite ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și pentru că au ajuns la o anumită poziție, Gabi, pentru că au ajuns să cunoască un pic din Scripturi, pentru că au uitat de unde au fost scos, pentru că se compară cu colegii lui de la muncă, cu oamenii aia, cu comunitatea asta care invadează tot mai mult copiii noștri, ne comparăm cu ei, ajung poate să mă văd mai bun ca ei și să uit că am un Dumnezeu care mă cercetează. Că am un Dumnezeu care atunci când mă ridic din așternutul patului meu, El mă vede. Și uit că am un Dumnezeu care e atent la fiecare cuvânt care îl scot de pe buze. Frați și surori, în după masa aceasta vreau să vă aduc de aminte încă o dată niște adevăruri foarte simple cu scopul de a trezi în noi, știți ce? Un duh al pocăinței și un duh al cercetării de sine. Pentru că, frați și surori, noi am venit în după masa asta aici și vreau să spun, indiferent cum ai venit, obosit, slăbit, cu probleme, Dumnezeu a vrut să fie aici. Dumnezeu știu că vei fi aici și Dumnezeu știu că vei asculta ce ai ascultat până ziua de azi.
Și vreau să vă spun, în Evrei, capitolul 4, versetul 13, avem acolo un verset care, dacă vreți, e coloana vertebrală a tot mesajului meu. Evrei 4:13, văd că deja l-au afișat, îl vom citi de acolo, și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici o făptură. Și aici te incluzi dumneata și te incluzi tu, drag tânăr, și eu. Nici o făptură, nici o creație, dacă vreți, nici o ființă din univers nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. De aceea, dragii mei care ați venit în dupămasa asta aici, vreau să mai reafirm o dată adevărul ăsta. Dumneata și cu mine, Dumnezeu te vede, Dumnezeu te cunoaște, știe temerile tale, știe greșelile tale, știe depresia ta, știe ansietatea ta, știe falimentele de la locul de muncă, știe ce ai făcut ieri și știe totul despre tine. Și după masa asta, ai venit în casa lui Dumnezeu și tu nici nu ți-ai dat seama împreună cu mine și ți-ai închis ochii și ai început să te rogi așa cum am făcut-o și eu. Poate nici măcar nu ți-ai dat seama și ai zis, Doamne, sau fiecare cum se roagă, și ochii lui Dumnezeu erau îndreptați înspre tine și înspre mine. Și după masa asta, dragii mei, chiar dacă poate pare ciudat, ar vrea să vă vorbesc despre un Dumnezeu care vede și un Dumnezeu care aude și un Dumnezeu care cunoaște și un Dumnezeu care cercetează. Și mă reîntorc la pasajul care l-am citit și au zis cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea în Capernaum. Capernaum înseamnă satul lui Naum sau casa mângâierii. Capernaum, casa mângâierii. Eu am ales cel de-al doilea termen. Dragii mei, și uitați ce spune. S-a auzit că este în casă. S-a auzit în cetatea Capernaum că Iisus Hristos e în casă. În dupămasa asta, deja de la timpul de rugăciune, s-a auzit în biserica din Girona că Iisus Hristos e în casă. Și întrebarea mea și frământarea mea e care e reacția din casa mângâierii. Dragii mei, în Capernaum a fost numită casa mângâierii și ne dorim ca biserica asta, oameni buni, să fie numită de Dumnezeu casa mângâierii. Aici să vină cel trudit și împovărat și să fie mângâiat. Aici să vină cel singur și să primească mângâiere. Aici să vină cel cu probleme, cu frământări, cu lipsuri și să găsească mângâiere și ajutor de la Dumnezeu. Și zic, Doamne, fă din locul ăsta casa mângâierii. Dragii mei, și m-am întrebat, de ce s-a întors Domnul Iisus Hristos în Capernaum? El a ieșit din Capernaum și dacă veți citi capitolul 1 și s-a dus prin Galileea să propovăduiască. Și interesant, Domnul Iisus Hristos se întoarce din nou Capernaum. Și mi-am pus întrebarea, ce vede Dumnezeu, Domnul, în casa mângâierii? Asta, așa mi-am intitulat eu mesajul. Ce vede Domnul în casa mângâierii? Și întrebarea, ce l-a determinat pe Dumnezeu să se reîntoarcă în Capernaum? A spus întrebarea. Primul lucru, dragii mei, care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră, e ceea ce se întâmplă în versetul 2. Și s-au adunat îndată așa de mulți, că nu mai putea să mai încapă locul dinaintea ușii și el le vestea cuvântul. Și s-au adunat îndată așa de mulți, că nu putea să mai încapă locul dinaintea ușii. Dragii mei, repet cu ceea ce am început. S-a auzit că e în casă. Nu știu cât să fie, peste 10 ani să fie de când ne întâlnim oare aici. Poate și peste 10 ani. Și se aude în fiecare săptămână că e în casă. Și întrebarea mea e ce se întâmplă după. Scaune goale, oameni plictisiți, cum se spunea, oameni care își fac rugăciune și se duc acasă neschimbați. Dragii mei, uitați-vă că în Capernaum Dumnezeu s-a întors, știți de ce? Primul lucru care l-a văzut Dumnezeu în Capernaum și vrea să-l vadă în biserica din Girona, știți ce a văzut? Foamea lor spirituală, oameni buni.
Oamenii aceștia din Capernaum aveau o foame spirituală după Dumnezeu. Oamenii ăștia, dragii mei, uitați-vă că s-au adunat acolo. O intra Domnul Iisus Hristos în casă și stătea acolo în casă, dragii mei. Și dacă vreți, toată cetatea, și în capitolul 1 tot veți vedea că toată cetatea s-a adunat în fața ușii. Nu era un avol cum era aici, nu erau locuri confortabile, era o casă și poate o casă de pescar, că cel puțin așa se spune că era casa lui Petru, era o casă poate umilă, era o casă poate fără multe condiții, dar înaintea ușii, oameni buni, s-au adunat toată cetatea, o mare mulțime, pentru că mulțimea asta avea o foame spirituală. Avea o dorință de a-L întâlni pe Dumnezeu, de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și după masa asta, ascultați-mă, ochii lui Dumnezeu au venit și s-au îndreptat pe locul acesta. Și știți ce vede Dumnezeu? Ce vede Dumnezeu? Oare există foame spirituală în mine? Dumnezeu spunea în Matei 5:6, ferice de cei flămânși și însetați după neprigănire, că ei vor fi săturați. Frați și surori, vreau să vă pun o întrebare din partea lui Dumnezeu. Dumneavoastră, mai sunteți flămânzi din punct de vedere spiritual? Mai aveți în dumneavoastră dorința de a veni la întâlnire cu Dumnezeu? Mai aveți în dumneavoastră acea foame și sete după Dumnezeu? Uitați-vă, dragii mei, că din zi în zi, bisericile zilelor noastre caută tot mai multe metode de divertisment. Dar știți de ce? Pentru că biserica, prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, nu mai poate să țină biserica atentă. Dar uitați, dragii mei, că în Capernaum a fost Dumnezeul om, Iisus Hristos, și El nu a învățat baliverne, El nu i-a învățat bancuri, nu i-a făcut cu jocuri de lumini, nu le-a făcut pe plac tinerilor, nu le-a făcut pe plac bătrânilor, El le vestea cuvântul și în timp ce le vestea cuvântul, oamenii se adunau. Și era cineva, un aprod, care a fost trimis să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Și când s-au întors la cei care au trebuit să-L prindă și L-au întrebat, de ce nu L-ai prins? Pentru că nimeni niciodată n-a vorbit ca omul acela. Ascultați-mă, dacă vreodată în viața ta ai auzit cum vorbește Hristos și ai auzit vocea Lui, niciodată, ascultă-mă, niciodată nu te poți sătura de glasul Lui, de vocea Lui, de cuvântul Lui. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine, oare ce vede Dumnezeu în casa mângâierii din Girona? Mai aveți foame și sete? Mai aveți dragostea aceea fierbinte după Dumnezeu? Mai aveți dorința aceea de a sta în prezența lui Dumnezeu? Mai există în dumneavoastră când veniți la biserică și mine acea tânjire care spunea psalmistul, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului? Mai există în noi lucrul ăsta? Vă aduceți aminte în urmă cu mai mulți ani, cei care veniți din lume ca mine, cum veneați? Cum plângeați? Cum vă rugați? Cum ziceați amin? Cum ziceați slavă Domnului? Vă aduceți aminte? Haideți să vă spun un pasaj din Scriptură, Ieremia, capitolul 2, și chiar te rog, Claus, dacă poți, așa nu mai caut eu, Ieremia, capitolul 2, aș vrea să vă aduc câteva lucruri care Dumnezeu le spunea poporului Israel. La versetul 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, și auziți acum, dragii mei, așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. Lasă-l, te rog. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul ăsta. E durerea unui Dumnezeu îndrăgostit de poporul Lui. E durerea unui Dumnezeu care își iubește poporul, Israel în cazul ăsta, și care se duce și vorbește prin profetul Ieremia și spunea Dumnezeu cam așa. Acum eu spun în cuvintele mele. Mi-aduc de aminte cât de îndrăgostit erai de mine, poporul Israel, biserica din Girona. Mi-aduc de aminte cum mă urmai. Mi-aduc de aminte de vremea și astăzi. Și astăzi. Întrebarea mea și frământarea mea cu mesajul ăsta. Dragii mei, vede Dumnezeu în biserica din Girona
Foame? Sete după El? Dragostea aceea fierbinte? Sau Dumnezeu ne spune și nouă, ne-aduc de aminte. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ne-aduc de aminte că erau mai mulți frați care mi-au spus cam așa. Gabi, când eram eu tânăr, treceam dealurile, mă duceam la stăruință, făceam aia, am văzut oameni levitând și multe, multe lucruri din astea. N-am avut curajul să le spun la unii dintre ei, dar m-am întrebat, și acum astăzi cum ești? Astăzi cum ești? Bine, atunci da, erai, atunci predicai, ascultați-mă, mi-aduc de aminte de unii dintre dumneavoastră când ați venit pentru prima dată în biserică, mi-aduc de aminte că vă sorbeam cuvintele și astăzi de multe ori stau în bancă și mă fâțâi așa. Nu-mi prea cuvinte ce spuneți și valabil și la voi, că vă văd. Dragii mei, ce vede Dumnezeu în seara asta aici? Vede pasiunea aia? Ascultați-mă, în Apocalipsa, capitolul 2. Dumnezeu în durerea Lui, mă duc în Noul Testament, spunea Dumnezeu bisericii din Efes, dar ce am împotriva ta? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și spune și în 3:20, iată, eu stau și la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu. Interesant. Nu e așa că e interesant, dragii mei? Aș vrea să ne gândim și să reflexionăm și să ne aducem un pic aminte cum erai, cum eram și cum sunt azi. Și mesajul din ziua de azi, care poate e mai diferit, e un moment în care să ne cercetăm și să înțelegi că în ziua de azi Dumnezeu a venit să-și cerceteze adunarea. Dumnezeu a venit să-și vadă robii pentru care a murit. Copiii Lui, dragii sufletului Său. Și atât de dureros că de multe ori nu mai avem acea dragoste fierbinte pentru El. Nu mai avem acea pasiune fierbinte pentru El. Dragii mei, sunt genul care îmi plac mesajele de trezire, mesajele de impact, îmi place să vorbesc cu... Dar astăzi m-a rugat pentru mesajul ăsta, Doamne, dă-mi inima Ta să pot transmite poporului Tău cum simți Tu. Dragii mei, ascultați-mă, inima lui Dumnezeu de multe ori e frântă de durere pentru noi. Pentru că avem timp de orice, dar nu mai avem timp de stat cu El, cu iubitul inimii tale, cu iubitul inimii mele. Ascultați-mă, dragii mei, vorbeam cu Mela 7 ore la telefon în timp ce eram logodit cu ea. 7 ore am stat la telefon, nici acum nu vine să cred ce am putut vorbi atâta cu ea. Și ce am zis? Spre reușirea mea, a zis, Doamne, trebuie să depășesc 7 ore cu Mela, 7 ore cu Tine. Pentru că pe Dumnezeu trebuie să-L iubesc mai mult. După masa asta, Dumnezeu mă întreabă, m-am deplasat total de mesajul meu, de ceea ce m-a scris. După masa asta, Dumnezeu te întreabă, mă mai iubești, Simone? Mă mai iubești? Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Tu care vii și te plictisești în biserică? Tu care nu te mai rogi de ani de zile? Tu care vii la biserică, care cânți, care predici, dar nu mai stai de vorbă cu mine? Mă mai iubești? Tu pentru care am murit? Tu pentru care te-am răscumpărat? Tu care pentru tine am făcut atâtea lucruri, care mi-ai făcut făgăduințe că atunci când ai venit în Spania, Doamne, dacă îmi dai acte, Doamne, dacă îmi faci, Doamne, dacă mă ajungi să mă căsătoresc, Doamne, voi face. Ai uitat? Mă mai iubești? Mă mai iubești? Mă mai iubești? Astăzi e întrebarea cu care Dumnezeu vine și ne întreabă pe noi. Mă mai iubești? Mă mai iubești? Ziceam că fi foarte scurt. Aș vrea să mergem la al doilea lucru, dragii mei. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus, credința, a zis slăbădongului, Fiule, păcatele sunt iertate. Un al doilea lucru, dragii mei, care l-a văzut Dumnezeu în casa mângâierii, a fost credința celor 4 bărbați care au prins de patul unui paralitic și o sfida mulțimea, dragii mei, și o veni să-i aducă la Hristos.
Există multe feluri de credință. Și dacă veți citi în Iacov, eu mi le-am notat, dar nu mai este timp acum. Dacă veți citi în Iacov, capitolul 2, acolo spune în capitolul 20 că există o credință moartă. Există o altfel de credință zadarnică. Dar există și o credință autentică, dragii mei. Și întrebarea cu care vreau să vin înaintea dumneavoastră, eu și dumneata, avem credință? Și, dragii mei, întrebarea poate să fie retorică, pentru că, până la urmă, asta e un lucru de care noi îl afirmăm că l-avem. Da, avem credință. Și, dragii mei, aș vrea să ne uităm la câteva, dacă vreți, prin ce s-a remarcat credința lor. Ce-au făcut ei, dragii mei, ca Iisus Hristos să vadă credința lor? Pentru că o credință fără fapte, spune Iacov, că e moartă. Și, dragii mei, o credință autentică e o credință vizibilă. Și atunci, uitându-ne la oamenii ăștia, ar putea să ne analizăm noi ce fel de credință avem. Uitați-vă în versetul 3, Dumnezeu spune că au venit la El niște oameni. Știți care e una dintre, dacă vreți, caracteristicile credinței adevărate? Omul care are o credință autentică, adevărată, îl caută pe Dumnezeu. Mă duc mai departe. Știți de ce l-au adus pe slăbănoc? Pentru că au crezut în puterea lui. Și ultim lucru, știți ce mai are o caracteristică care e atât de mare nevoie în vremea asta, mai ales într-o vreme de criză de relații, când ne vorbim de rău, când ne clevetim și când din nefericire nu ne mai iubim unii pe alții? Uitați-vă că unul dintre semnele credinței adevărate era mila și compasiunea față de cel cu probleme. E atât de greu, și ascultați-mă ce vă spun, e atât de greu să găsești 4 oameni, așa ca aici în Scripturi, cu care să te unești să faci o lucrare spirituală. Și uitați-vă că oamenii ăștia au avut o credință autentică, au avut o credință reală, au avut, dragii mei, o credință care nu s-a oprit la nicio barieră, o credință care a fost capabilă, dragii mei, să se urce pe acoperiș, să spargă un acoperiș, să se coboare pe acolo un bolnav. Așa credință ar trebui să avem și noi. Și ascultați-mă, când venim la biserică, Dumnezeu, după dragostea noastră, după iubirea noastră, după setea noastră, după El, se uită, știți la ce? La credința noastră. Un alt lucru și mă apropii de încheiere. Ce mai văzut Domnul Iisus Hristos în casa mângâierii? Același verset 5. Când a văzut Iisus credința, a zis slăbănogule, fiule, păcatele îți sunt iertate. Întrebare, pentru ce a fost adus slăbănogul la Domnul Iisus Hristos? Ca să capete? Vindecare. Uitați-vă, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos a mai văzut ceva. Păcatele ascunse ale slăbănogului. Oamenii aceia nu i-au văzut. Cu oamenii aceia au zis că e paralitic, e un slăbănog. Slăbănog înseamnă un om paralizat, pentru tinerii noștri care nu, poate nu înțeleg termenul ăsta. Slăbănog nu înseamnă neapărat slab, ci un om care era bolnav de paralizie, un om care nu se putea mișca. Uitați-vă că ei l-au adus la Domnul Iisus Hristos să capete vindecare, dar Domnul Iisus Hristos îi dă vindecare, dar Domnul Iisus Hristos îi dă iertare. Pentru că înaintea vindecării, Dumnezeu vrea iertare. E mai importantă în ochii lui Dumnezeu iertarea decât vindecarea. Și uitați-vă, dragii mei, că oamenii vedeau boala slăbănogului, dar Dumnezeu vedea, știți ce? Păcatele lui. Noi vedem bolile oamenilor, dar Dumnezeu vede păcatele noastre. Oamenii vedeau nevoia de vindecare, dar Dumnezeu vedea nevoia lui de iertare. Oamenii din vremea aceea, cărturarii și farisei, vedeau nevoia, dragii mei, de un Mesia care să elibereze de robia romană. Dar uitați-vă, Dumnezeu vedea nevoia de un miel divin care să ridice păcatele omenirii. Și acum vreau să facem o aplicație practică către noi. Domnul Iisus Hristos, când a venit acolo slăbănogul, imediat, prin Duhul lui, a văzut că omul acela avea nevoie de iertare pentru că era păcătos. Și după masa aceasta, vreau să vă spun ceva, începând cu mine și cu fiecare dintre dumneavoastră. Când am pășit aici, dragii mei, și nu numai aici, fiecare zi acasă, Dumnezeu vede păcatele noastre.
Lucruri simple, dar care trebuie readuse în minte. Îmi spunea Estera, fata mea, seara. Și știu că iară mă va critica că spun lucrul ăsta. Nici nu știa despre ce vreau să predic. Habar n-avea, eram foarte stresat, am schimbat, i-am spus la Mila, am vrut să schimb altceva, m-am stresat foarte mult cu mesajul ăsta. Și îmi spunea, tati, eram la păcatele ascunse ale slăbărâmului. Și ce mi-a zis? Tati, când trebuie să predici mâine? Să spui despre păcate. Uitați-vă că e martor aici. Nici măcar nu i-am spus până acum. Nu i-am spus. Să spui despre păcat. Pentru că e foarte mult păcat. Și spunea el, ia, în dreptul tinerilor și adolescenților la noi. Și mulți dintre noi păcătuim și nu spunem la nimeni. E aici, așa s-au fost cuvintele ei de aseară. Oare mai trebuie să-ți mai spună despre păcat? Dragii mei, Dumnezeu vede păcatul din viața noastră și îl îndurerează păcatul din viața noastră. Dumnezeu vede, drag tânăr, când te ascunzi de mama și de tata și vizionezi pornografie. Dumnezeu vede când asculți muzică lumească. Dumnezeu vede când invidiezi. Dumnezeu vede când tras spor ca să ajungi în față. Mă dore să spun lucrul ăsta, dar e o sfâșiere a inimii mele. Sunt oameni aici care dacă nu pot să ajungă în față, se duc și denigrează și denigrează ca cumva să te tragă în spate ca să ajungă ei în față. Din nefericire, oameni buni, te doare de păcatul ăsta? Te doare că ai început să te compromiți? Poate crezi că dacă predici, Gabi, că dacă cânți, Gabi, că dacă prorocești, Gabi, că dacă faci o slujire oarecare, Dumnezeu șterge păcatele tale. Nu e așa! Păcatul meu și păcatul tău, vorbele alea, glumele alea care nu trebuie, îl îndurerează pe Dumnezeu. Lovesc în Dumnezeu și după masa asta vă readuc aminte, păcatul îl vede Dumnezeu, oameni buni. Îl vede Dumnezeu și îl întristează pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a văzut o nevoie și cu asta închei. Dar de data asta, dragii mei, e nevoia noastră. O văzut nevoia de acolo din casa pâinii, dar Dumnezeu în seara asta te-a adus pe tine aici și m-a adus pe mine aici pentru că o văzut o nevoie a ta și a mea. O văzut o nevoie, dragii mei, și Dumnezeu a hotărât să vorbesc lucrurile astea pentru că, dragii mei, vreau să vă reamintesc ca și o concluzie, ca să ne readucem aminte că El vine doar în locurile în care este iubit, apreciat și valorat. El, Dumnezeu, vine doar în casele în care este iubit, în care este apreciat, în care este cinstit. Dumnezeu va veni doar în bisericile în care este El la loc de cinste. Și pentru asta în biserica din Laodicea o stat afară. De aceea El va veni în viața ta doar dacă este cinstit, înălțat, glorificat. A venit în Capernaum pentru că acolo era sete și foame după cuvânt. Va veni în viața ta și în familia ta și în casa ta dacă există foame după cuvânt. Dacă ești însetat, dacă îl iubești cu toată inima, dacă nu, nu. Al doilea adevăr, El vede credința celor care în vremea de astăzi se ostenesc și au pregătit o răsplată pentru cei care astăzi fac acei patru, care poate e înarmat în grupul de mijlocire sau poate face mijlocire și nimeni nu știe, poate ești unul din oamenii aceia anonimi, care nu-s trecuți în Scriptură, dar tu ești cu mâna pe un colț al celui pat care du-ți slăbănogul. Poate ești unul din oamenii aceia care mijlocești pentru oamenii care nu mijlocește nimeni și Dumnezeu îți spune, credința ta va fi răsplătită. Voi veni curând și răsplata mea e cu mine. Oamenii nu te cunosc, dar eu te văd. Că nu te vede nimeni în odăița ta, eu te văd. Eu te știu. Eu te cunosc, că ți-am văzut credința. Și ultim lucru, dragii mei, m-ai văzut o nevoie în seara asta, Dumnezeu, aici. Și care a fost nevoia? El a văzut efectele dezastroase ale păcatului în viețile noastre. Nu dăm vina pe cei care au venit. În viețile noastre, celor care au venit aici. Că suntem apatici și așa mai departe. El a văzut nevoia. Și pentru că o văzut nevoia care o ai și care o am. Și care a fost nevoia? Aceeași ca și slăbănogului. Nu să fiu vindecat trupește, ci să fiu iertat.
Și după masa asta, dragii mei, la încheierea slujbei acestea, Domnul Iisus Hristos din cer a venit să ne mai spun un lucru. Eu vreau să vă iert. Eu vreau să vă curățesc. Eu vreau să vă spun că sângele meu are putere. Sângele meu încă mai curge. Fiule, păcatele sunt iertate. Fiică, păcatele sunt iertate. Frate, soră, păcatele sunt iertate. Pentru că de asta au venit aici. Nu mai sta cu capul pe sub bănci. Că Dumnezeu a venit să-ți ridici privirea. Că lui îi pasă de tine. Te-a văzut frământarea ta. Poate tu zici că nimeni nu mă știe, că nimeni nu mă cunoaște, că nimănui nu-i pasă. Tatăl meu și mama mea spunea Salmistul, Salmul 27, mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Poate chiar părinții tăi nu mai știu de tine, nu le mai pasă de tine, sau poate nu-i mai ai. În ziua de azi ai un Dumnezeu, aleluia! Ai un Dumnezeu care a venit să spună, fiule, fiică, mie îmi pasă de tine! Pentru tine la Golgota am răbdat. Singurătatea ta, frica ta, am purtat-o la Golgota. În grădina Ghețiman plângeam. Sunt oameni aici care au pierdut ființe dragi și au rămas în inima lor un gol. Și după masa asta Dumnezeu îți spune, nu omul, golul ăla vreau să ți-l umplu. Că am auzit plânsul tău în timpul nopții când ai zis, Doamne, de mine ai uitat. Aleluia! Iisus Hristos e Domnul. Iisus Hristos poate vindeca. Iisus Hristos poate reabilita. Dumnezeu vrea să ne reabiliteze, oameni buni. Au venit în Capernaum și în ziua de azi e în casă. E aici în adunare. Dumnezeu te poate atinge. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune de încheiere. Poate ai venit în ziua de azi și ai zis, Doamne, vorbește-mi. Doamne, nu știu ce-i cu mine, am o problemă în viața mea, am nevoie de un răspuns de la tine. În după masa asta Dumnezeu spune, eu sunt Domnul El Roi, așa cum spune Agar, tu ești Dumnezeul care mă vede. Pleacă de aici cu gândul ăsta, nu te-am văzut, eu nu te-am văzut nimeni, dar în ziua de azi te-a văzut Dumnezeu. Acolo unde stai la locul tău să știi, plecând din locul ăsta, că Dumnezeu îi pasă de tine, că ești valoros în ochii lui Dumnezeu, că pentru tine a murit Fiul Lui și după masa asta ai oportunitatea să-L chemi în viața ta și te invit, roagă-L pe Dumnezeu, dacă ai păcate să ți le ierte, că pentru asta a venit. Amin. Intrăm în rugăciune.